Ce dan spectaculos a avut Iulia Albu, nu? Mă rog, asta pe scaun. Revine pentru a se lua la trântă cu vedetele care nu se îmbracă după placul ei. Magnifica, mirobolanta, senzuala, Iulia Albu! Am lovit? Stai noi, să mai noi, dau noi, 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 nu e nicio problemă. Cum spuneai că am dansat? Superb. Ai stat pe scaun, dar oricum dansul tău la 30 de secunde. Ia stai și tu așa. Na, nu pot, asta vreau să zic. Adică la 30 de secunde să știi cum să stai, să te uiți, să privești, da, foarte bine. Da. Nu ți-au fost asta cam... E... Cam scurte și returile azi, văd. Cam scurte și returile, da. Noi suntem aici la muncă, pe Tarla, Iulia. Dar tu te-ai întâlnit cu Ghiță Mureșan sau asta nu e a lui? Nu, e a iubitului meu. Ah, iartă-mă. Da. Oh, iartă. Dar să știi că arăți foarte chic. Mulțumesc, astăzi. Mulțumesc. Te rog, haide să luăm un mersi, loc, Iulia. Mersi, ești foarte drăguță astăzi. Ce e cu tine? Nu, arăți foarte chic, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Dar știi ce? În pantaloni, dar tot trebuie să dai masă, da, așa. Da, oricum dau masă la vai, o parte, dar ce ai mutat-o, Doamne. Mamă, ai șosete de astea de dar pionier. Dar nu șosete, sunt dresuri, dar. Dresuri de astea. Da. De pionier, de farmacista. De farmacista. Da. Păi de la spital. Da. Da, serios, chiar ai fost la spital? Da, am fost la spital, am avut o mică internare. Dar ești bine. Nu mi-am pus nimic, nu așa, nu vă uitați. Nu, au fost probleme de sănătate. Sunt bine. Da, sunt ok. Foarte bine. Hai că vrei nu să are rost să stăm foarte mult pe subiectul ăsta. Tocmai de nu... aceea trecem la imagini fabuloase pe care le comentează Iulia Albu. Hai că mi-era dor că a fost gala el. Sper că despre ele vorbim, da, nu? Păi cum puteam să pierdem acest moment cel mai prost îmbrăcat eveniment al anului, îți dai seama? De ce zici asta? Păi pentru că așa a fost. Uite, o avem aici pe Diana Sar. Doamne, da, ferească-mă Dumnezeu, ciucă. Am mai comentat-o pe Diana cu această ținută. Mie nu mi-a plăcut deloc ce a făcut. În primul rând că este o ținută de Halloween, n-are nicio legătură. Dacă ea a vrut să facă un death rock. Ea vrut să fie Marilyn Manson, pentru că, stai să le spunem celor de acasă, petrecerea dată de revista el a fost punk. Da, să ne revenim. Marilyn Manson este cumva altceva, dar nu este vorba despre asta. Nu înțeleg mutilarea sânului. Am decis să trec peste și să nu intru și aici cu voi în acest subiect, pentru că mie este foarte dragă Diana și sunt sigură că n-a vrut să facă nicio remarcă nepotrivită. Îmi place salopeta, îmi place rest părul, nu are mare legătură cu punk, dar mai mult cu Halloween-ul ea la acest eveniment. Nu știu, câteodată știi când te străduiești prea mult, e foarte prost, adică mai bine nu te străduiești deloc și atunci este puțin mai bine. Hai să vedem următoarea prezență de la Gala L. Cine aici? Da. Andreea Bănică. Mi-era dor de Andreea Bănică. Măi, sincer, asta, imaginile ca imagine, dar are niște poze pe Instagram de un glamour, e și din comun, bine, punk-ul. Dar ce aici nu e bine? Nu, nu e bine. În primul rând, ce se întâmplă cu zgârdanele, zgârzile de la gât? E ceva, o influență indiană, Bollywood, da, acolo. Punkerii n-aveau așa lanțuri și astea la gât? Nu, dar bine, poți să folosești și accesorii etnice, dar nu așa. Adică această chestie cu punk-ul aș vrea să se înțeleagă. Este o subcultură. Nu vorbim despre cârpe. Asta este o chestie incidentală. Da, și cârpele au evoluat în acest sens, în această subcultură. De unde cu Vivien Westwood și cu Jean-Paul Gaultier și alții, în fine. Dar este în primul rând o rebeliune împotriva unui sistem. Ori dacă noi suntem așa glamuroase și cu multe zdrângă... Cred că are șchire de la casă la gât, nu mă uitat. Nu, n-am văzut atent. L-ai văzut acolo? Zdrângă-ne ceva. Crezi că din cauza anesteziei, da, nu? Ea a fost din generația noastră, copiii, da, cu cheia de gât. Eu aveam nu știu, dragă, roșu, eu n-aveam. În mine n-au avut încredere părinții să-mi pună cheie de gât. Serios, nu. Las că tu aveai o soră mai mare, avea grijă de mai tine. Mică. Mai mică. Da, știu, iară mai bine, sunt mai tânără, par mai tânără. Da. Te pup, perfect, Carin. Deci nu e bine Andreea Bănică, nu? Ea nu e bine, dar îmi place că, uite, a făcut ceva diferit la păr. Deci dacă vreți să vă duceți la o petrecere cu tematică punk. Deci la păr măcar e ce bine. Faceți? Faceți doar părul, gata, suficient, că nu, mai mult, dacă nu sunteți în stare, nu are niciun fel de rost să vă prostiți aiurea. Perfect, mergem mai departe și o vedem, da, pe... Opa, Irina Rimes. N-are nicio legătură nici ea cu punk-ul, dar măcar ea are o ținută foarte frumoasă de scenă. Eu nu pot să nu aplaud așa ceva, sincer, mi se pare foarte ok. Mi se pare interesant și acel costum pe care îl poartă. Nu
vreau să intru în detalii privind originalul lui, căci nu asta este obiectul rubricii noastre. Adică dar ea original a ales să poarte ceva care o reprezintă și care o avantajează. Este tipă minionă și a lungit picioarele și a micșorat talia. Bine, și a micșorat talia. Oricum are o talie foarte mică și a pus în evidență talia. A ales corect roșu și îmi place foarte mult acea zonă de semitransparență. Cumva ea s-a dus înspre Jean-Paul Gaultier, știi? A făcut ceva bine. Dar nu suficient. Ba da, pentru mine suficient, pentru că atunci te duci la o petrecere de acest tip, trebuie să te costumezi, trebuie să fii tot tu, doar că să ai anumite accente. Am înțeles. Hai să vedem mai departe. Bravo, Irina! Bravo, Irina! Aici cine? Doamna Amalia. Are niște pagode în zona umerilor. Ce are? Niște pagode. Ce sunt? Știi, din arhitectură. Da. Observ cum tinde să zboare în sus, să zboare, să decoleze umerii. Sunt puțin ascuțiți spre în sus, vezi? Deci nu-i bine nici Amalia? Da, nu-i bine. Deci, în primul rând, bravo că ai slăbit, mă bucur foarte tare pentru tine. Nu mi se pare nici esențial, nici important neapărat, pentru că eu consider că trebuie să te simți bine așa cum ești. Nu are importanță că ai 100 de kg sau 50. Da, dacă te face pe tine să te simți mai bine, dacă te face contează. Pe tine să te simți mai bine și ai voință și mergi la... Nu, dacă te face pe tine să te simți mai bine și ai voință și mergi la sală și mănânci sănătos, da, dacă stai stomacul, nu? Este părerea mea personală. Păi, dar ce, și-a tăiat stomacul? Nu știu, dar ai trebuie să spunem asta, că suntem la televizor și educăm oamenii, Cătălin. Păi da, a făcut dietă, Amalia. Nu sunt la curent cu ce a făcut doamna Amalia, dar deci zic așa în general. Păi n-am vorbit general despre ea. Numai, dar femeia dar, chiar în schimb, a ținut dietă. O fi ținut, dar nu știe să se îmbrace. Ar trebui să țină o dietă și de stiliști, să încerce să îmbrace și ea ceva mai bine, pentru că, practic, singura zonă a ei cu probleme în acest moment este talia, dacă tot vrea să fie slabă și își dorește să... Așa. Ori ea fix talia așa supradimensionată, cu această jachetă care vine foarte strâmtă. Să mergem mai departe. Și cracul acela, care este miza pentru crac, aș vrea să întreb. Mă interesează. În general, lucrurile în viață au o miză, știi? Îmi arăt un picior pentru că. Ia de ce? Adică de ce? De ce mă cerți, Iulia? Eu știu de ce, cu moda ta. Pentru că îmi place hanoracul tău, mă rog. E punk. Hanorac. Nu e punk, lasă-l. N-are nici glugă, nici hanorac, nu e, dar în fine. Putem să mergem mai departe, puțin, totuși. Și a pus mă la da, mi-a pus bine, vei să mai pună și marțea viitoare. Odniela, dacă zici ceva rău de Odniela... Nu este Diana Munteanu? Jură-te că nu este Diana Munteanu. Nu, deci am comentat la mine pe YouTube, nu pe Iulia Alb Oficial, și am spus că este Diana Munteanu, jur, și mi se părea că nu seamănă cu ea. E Odniela, tu. Am crezut că poate am machiat-o make-up artist Andrei Bănică. Da, mă rog, se mai întâmplă. Dar chiar ai comentat, crezi da, că e Diana da, Munteanu? Da, am și spus, Diana Munteanu. Scoate-l de pe YouTube. Nu pot, că are deja multe vizualizări și după emisiunea o să aibă și mai multe, știi, că așa pe și cu ideea că intrați oameni buni pe YouTube la Iulia Albu să vedeți despre ce este vorba. Da, îmi cer scuze, Odniela. Zis că e Diana Uite, Munteanu. Fii atent, așa simplu. Îmi cer scuze, Odniela. Dar pe bune, chiar să mănai cu Diana Munteanu, ce să fac acum? Pe și e ținuta bună? Deci sau... Cătălin de la mine de la birou, Cătălin, fii atent că tu mi-ai scris că este Diana Munteanu. Cătălin, câți ani are Cătălin? Nu știu, nu-mi întreb angajații chestii personale. Iulia, cred că vreo 29 ani? Ceva, e tânăr. Da. În care viitorul deci în față. Deci n-are vreo 25 sau 30, nu. 29? Și ea nu dar și poate întreabă nu știe. Câți ani au. Dar de ce să întreb? Hai, zic și așa. Deci nu-i angajez eu, angajez iubitul meu. Da. Ok, bun. Este o rochie interesantă pentru orice altceva, anuntă, botez cu metrie, niciodată pentru punk. Stai puțin că atârnă ceva la spate, Odniela, dar ce ți-ai pus pe tine? Deci ai niște lanțuri. Sunt niște lanțuri, da, dar nu orice lanț este punk. Pentru că acest punk are și el o logică, are o miză. Nu este pur și simplu tartan sau pur și simplu metal sau pur și simplu ceva rupt. Dar nu, da, coafura trebuie să recunoști că e totul. Da, nu, nu-mi place. Hai mai nu-mi departe place. Să vedem. Bă, dar nu știu, mă, ce n-avem imagine. Da, aș vrea să vorbesc, eu aș dori să vorbesc cu Greta și de sezonul următor să dăm note cu minus. Păi te rog, da, de când vrei. Da, păi da, trebuie să am aprobare de sus. Da, de la Dumnezeu, hai. Nu vreau să-mi George dea cu Burcea. Minus. George Burcea. Este soțul Andrei Bălan. Da. Doamne, deci Andrei Bălan. Dar vrei să spun ceva? Băi, George Burcea a fost steampunk. De ce el a fost steampunk? Deci este un... curent, ea a fost bine. Deci el chiar a fost bine. Ea nu. Uite, chiar avea Andreea n-a fost bine deloc. Nicolae Andreea nu se așteza la treaba asta. Deci are accesorii specifice steampunk. Mă, vorbim de el, el a fost bine? Da! Bravo, deci George, bravo, tată!
Păi știi că este surprinzător. Păi pentru că Andreea Bălan a fost praf. Andreea Bălan este practic una cele mai, a avut una dintre cele mai proaste apariții în acest an. Poate vorbim data viitoare, vedem noi. Da, a compensat, da. George, soțul. Da, a compensat. Păcat că aici nu e cu compensare, știi? Da. Sau... Hai, dar să nu știu, alte... se distrează cineva foarte bine în spate. Toată lumea, Iulia. Mai avem alte imagini? Nu mai avem, da. Această spiridușă elfăristică. Ami. Da. Ami. Îți place? Mie mi-au plăcut toți, adică nu chiar toți. Pe cei care am văzut imagini nu m-au deranjat așa. Nu, dar nici pe mine, pentru că stau în general foarte bine și mă deranjează foarte greu câte ceva. Bă, băiatule, să pleci fără chilos de acasă, altul... Cu... Te rog frumos, pentru că avem opinii diferite. Am văzut ținuta despre care... Și ce crezi? Nu, era mai cea mai ținute. Bine integrată în temă. Nu, mă, stai puțin. Tu nu zici de... Eu nu zic de rengle. Nici eu nu zic de rengle. Rengle a fost foarte prost îmbrăcat. Dar cine l-a controlat? Păi a spus el. Nicolaina, tu ai fost acolo? Nu, a spus el direct pe Instagram, da. A spus el? Da. A spus? Păi nu, dar poate l-a întrebat. Da, l-a întrebat Adonis. Păi da, dar nu știi că așa se poartă kiltul fără. Bine, hai să vedem de Ami, zi de Ami. Intrăm în subiecte da, Ami, pe care Ami are niște fluturări în zona capului. Îmi place pătura din care sunt făcute botinele, sunt foarte frumoase. Nu înțeleg bucata aceea de material atârnată. Foarte frumos corsetul. Nu, în general, la ea este foarte deci mare, bine? E foarte mare avântul, așa, are un avânt, știi? Când te trezești dimineața și ai avânt să faci lucruri. Da, e bine? Nu. A. În general, când te apucă avântul, este bine să te așezi într-un colț și să stai acolo până strece, pentru că, opa, stai puțin, asta este o ținută nouă, asta nu Nicoleta Anucă. Nicoleta Anucă. Da, nu, e foarte punk. Măi, deci toate chestiile astea foarte organizate. Și când spun organizate, vreau să spun așa, foarte finisate, foarte, foarte bine cusute, foarte shiny, foarte așa, nu sunt punk, dragă. Și în primul rând, atitudinea nu este punk. Deci nu aveți atitudine punk, îmi pare foarte rău. A, bine, și-a atârnat și ea două lanțuri. Măi, și ce înseamnă machiajul ăsta cu dungile astea? Toate le aveți. Deci toate la această petrecere au avut același machiaj. Cred că ați stat la coadă undeva să vă machieze pe toate la fel. A, eu fi ajuns eyelinerul femeii, nu știu, deja sunt îngrijorată. Da, în fine. Nu. De ce nu-i bine? Pentru că sunt toate machiate la fel și pentru că ea este prea finisată pentru a fi punk și că, Dumnezeule, dar n-ați auzit de Dr. Martens, n-ați auzit de chestii care sunt specific punk, adică este super trist. Intrați pe vestier, cumpărați-vă vintage-uri de la Jean-Paul Gaultier, de la Vivienne Westwood. Și cine a fost bine? Și nu e niciodată bine, culmea, Adina Buzatu. A fost bine? Aproape bine. Adina da, Buzatu a fost... Nebună, da, așa? Mi-a plăcut, să știi. Și a avut o rochie Vivienne Westwood, a fost foarte aproape. Bine, bine. Mă, dar Adina Buzatu nu e tatuaj. Și anumea asta. Adică, e, bine, știu. Lasă, să nu exagerăm. Și cu tatuajele alea pe gât. Lasă că toată lumea care vinde trei țoale într-un apartament... Toată lumea care vinde trei țoale într-un apartament sau se trezește mâine Ai, designer, face haine. Niște magazine. Eu nu vorbesc de ea, eu vorbesc în general. Am înțeles. Dar a fost bine, deși ea, nu? Ea a fost mult mai bine decât foarte multe. Bă, și chiar sincer, cu Lidia Buble, că aș fi vrut să o întreb și pe Iulia ce părere are. Să știi că mi-a plăcut foarte mult, a fost una de cele mai reușite ținute. Asta, dar știi de ce te-am întrebat asta? De ce? Erai pentru sigur? Și Dana Budeanu a zis același lucru și vreau să vedem dacă gândiți la fel. Ce chestie? Nu... Jur să mor dacă nu de asta am întrebat. Eu n-aș crede că gândim la fel, dar ea chiar a avut o ținută foarte bună și mai mult decât faptul că a avut o ținută bună, de asta am întrebat, a avut Dana o atitudine foarte, bine, foarte ok. Dar ce faci, Cătălin Ostocărești, o urmărești? Da, mă uit pe YouTube, adică ce? Mă uit peste tot ce se întâmplă, tot ce mișcă în lumea asta, Iulia. E foarte bine să fii informat, Cătălin. Ce crezi că dacă stau toată ziua pe Facebook și pe Instagram la tine te stocăresc? Ce să spun? Acum te simți victimă că te urmăresc pe YouTube, Iulia Albu? Ce să spun, Cătălin? Înseamnă că dacă a zis și așa, a nimerit-o și ea odată. Nu puteam, mă, să stau eu liniștit pe scaun, să nu zic nimic. Eu m-am simțit foarte bine astăzi, chiar am și dansat. Vreau să le mulțumesc colegilor noștri că... Bine, nu, de fapt eu n-am repetat, dar nu contează. Bună! Că ați avut răbdare cu restul echipei. Haideți să facem o fotografie la minut. Zâmbiți, vă rog. Te rog să cer scuze... Ei, nici chiar așa. Cui? Anei. Anei? Da. Nu, sunt supărată pe Ana. Nu, Ana e supărată pe tine, te rog să-ți ceri scuze. Cine, Ana Vladislav? Da, supărată, nu mai vorbim până după Revelion. De ce? Uite așa m-am supărat. Dar de la ce v-a apucat? Da, știi cum sunt femeile, de la pantofi, normal. Hai, te pup, pa! Ferească Dumnezeu! Ciucă, te deranjează pantofii mei? Bă, mie îmi plac. Și mie ai tăi. Chiar îmi plac. Vino, mă, să te iau în brațe, că și mie îmi plac pantofii tăi. Doamne, ferească Dumnezeu, crezi că ne certăm noi de la pantofi? Fii atent, fii atent. Tu ții minte când a venit Iulia Albu și mi-a zis că am Adidas și murdari? Da. Înainte, când a venit ea, a venit și Adidas mai murdar ca ai mei.